Oficialitățile județene prezente în piața Tricolorului au transmis celor prezenți un mesaj de Ziua Națională a României. Prefectul Sucevei Constantin Harasim, președintele Consiliului Județean Gheorghe Fluturi și primarul Ion Lungu au ținut să ureze celor prezenți tradiționalul la mulți ani. Se împlinesc astăzi 98 de ani de când la Alba Iulia de ziua de 1 decembrie s-a desăvârșit cel mai însemnat din istoria milenară și eroică a poporului român. A fost momentul când, într-o atmosferă de însuflețire patriotică, Marea Adunare Națională a votat în unanimitate Declarația de Unire cu Țara. Actul istoric de 1 decembrie 1918 reprezintă sărbătoarea de suflet a noastră, a tuturor românilor, un simbol al împlinirii dorințelor de libertate, de unitate a poporului român. În această zi trebuie să privim cu încredere unii către alții, să redevenim un popor unit, puternic și responsabil. Cu prilejul Zilei Naționale a României doresc să reafirm mândria că sunt român și vă adresez tuturor locuitorilor județului Suceava, al bucovinenilor, sănătate, împliniri pe toate planurile. La mulți ani români, la mulți ani România, la mulți ani Suceava, la mulți ani suceveni. Dragii mei, onorați invitați, cu doar 3 zile în urmă, aici, în cetatea de scaun a lui Ștefan, sărbătoream Ziua Bucovinei, unirea Bucovinei cu țara. Despre asta aș vrea să spun câteva cuvinte, pentru că eu cred că s-a vorbit prea puțin despre acest lucru la nivel național. 28 noiembrie 1918 era ziua în care una din provinciile românești se unea cu țara. Practic, noi bucovinenii, înaintașii noștri, au dat semnalul Marii Uniri. Trebuie să fim mândri de asta, pentru că alături de Basarabia, în martie 1918, venea Bucovina la patria mamă, după care Ardealul, Banatul, Crișana și Maramureșul se uneau pe 1 decembrie. Astăzi sărbătorim Ziua României. Și eu cred că în această zi trebuie să ne gândim mai mult ca oricând la unitate. Și nu trebuie să fie doar o lozincă de Ziua Națională, ci trebuie să avem unitate și mâine, să facem mai mult pentru această țară. De 27 de ani am câștigat libertatea și democrația. De 10 ani suntem membri ai Uniunii Europene. Eu cred că avem obligația, și mai ales noi, cei care am primit un vot al populației, să facem mai mult pentru dumneavoastră și în aceste momente trebuie să ne gândim la toți românii. Și cei de aici, și vă mulțumesc că sunteți o piață plină de oameni, copilași, părinți, cu oameni în vârstă, trebuie să aduc aici un omagiu, trebuie să aduc un cuvânt de respect și de mulțumire autorităților care veghează la ordine, cei din Ministerul de Interne, presei, celor de acasă, românilor din diaspora și încă o dată să nu uităm că unire înseamnă să fim uniți nu doar de 1 decembrie. Vă invităm după această manifestare în centru, pe platoul Casei de Cultură, la ora 13, la un spectacol extraordinar al Centrului Cultural Bucovina, ansamblul profesionist Ciprian Porumbescu, în cinstea Marei Uniri, Ziua Națională a Românilor. Încă o dată vă mulțumesc pentru că sunteți prezenți. Vă spun din tot sufletul, la mulți ani România, la mulți ani Suceava, la mulți ani Bucovina. Domnule prefect, domnule președinte al Consiliului Județean, preacucernici părinți, dragi suceveni, astăzi sărbătorim cu bucurie Ziua Națională a României, Ziua Marii Uniri la 1 decembrie 1918. Astăzi avem obligația să îi cinstim pe cei care s-au jertfit pentru întregirea neamului românesc. Astăzi avem obligația să îi cinstim pe cei care au crezut în acest mare ideal care s-a numit Unire. Sigur, cred că evenimentul de la 1 decembrie 1918 a fost cel mai important moment ca solidaritate al nației române întotdeauna. Ne apropiem de sărbătoria centenarului României.
1918-2018, atunci când românii din Basarabia, din Bucovina, din Transilvania, din Regatul României s-au unit într-o singură nație, într-un singur stat. Trebuie să pregătim România pentru viitorul secol. Trebuie să facem față noilor provocări. Trebuie să fim vrednici de ele. Ne dorim să avem o Românie unită, o Românie prosperă, o Românie puternică. Dragi suceveni, eu ca primar al municipiului Suceava voi face tot ce este posibil ca aceste idealuri se împlinească. În așa fel încât să avem un oraș prosper, într-o Românie prosperă, într-o Românie puternică, într-o Românie unită. Dați-mi voi în încheiere să vă doresc un sincer la mulți ani, cu ocazia zilei naționale, să ne ridicăm la înălțimea acestui eveniment, să-l sărbătorim așa cum se cuvine. Așadar, la mulți ani, dragi suceveni, la mulți ani, dragi români, la mulți ani,